Azi pe canalul Câștigă Experiență, astăzi o nouă experiență la curățat gentuța de plastic de la stația totală TCR Paste 10C. O să încercăm cu 3-4, aici avem spirit, aici avem sticky remover, deci îndepărtare etichetei. Da, nu mai am curaj să dau, că uite ce mi-a atacat plasticul aici. Așa că până nu văd ce se poate face, nu mai dau cu el pe plastic. Așa, mai am aici o soluție de curățat tapiseria în domeniul auto. Și mai am ceva. Este vorba de Doctor Pro pentru lustruit bordul la mașină. Și aici avem ceva italian, pronto, spray multe suprafețe. Așa că am să iau pe fiecare câte un colț. Mai întâi o să îndepărtez praful cu mătură, cred. Da. Stația a stat într-un pod de pentru care s-a umplut de praf. Nici mătura nu e foarte. Așa, dacă desfacem cu totul. Ia să vedem. Putem să mai luăm ceva de pe aici. Să zicem că e. Când mare am luat tot praful. Și de pe mătură și de pe cutie. Și acum ce să-i facem? Acum o să-i dăm cu pe colțul din stânga sus, o să dăm cu. Da, mai am o soluție. Da, am adus toate soluțiile care le-am la îndemână. Deci ăsta cu îndepărtarea etichetelor, așa cum am spus, îl dăm deoparte din start, pentru că uite ce face la plastic, topește plasticul, cred. Așa, și acum o să începem cu cel mai gentil, soluție de curățat gemuri. Și o să dăm doar pe colțul ăsta aici. Așa. Eu. Și ca să fim și mai gentili, o să dăm cu șervețele de cocuțe, de bebeluș. Ia să vedem dacă se ia ceva. Da, cred că cel mai bine ar fi să scoate o stația din umbru. Cu toate cele. Așa. Încărcătorul. Încărcătorul care nu e original, un cablu, alt cablu, așa. Așa se scoate așa.
Așa. Scoatem pe asta la altă. Da, spuma asta de sus nu prea vrea să iasă. Așa că o să dăm întâi pe în jos pe aici, așa. Așa. Să lăsăm să acționeze un sfert de oră. Așa, lăsăm să acționeze un sfert de oră, bem o cafea, bem un ceai, pe care revenim. Da, am lăsat un sfert de oră. Acum trebuie frecată cu pasiune. Da, am încercat cu soluția de spălat geamuri. Acum o să încercăm o altă soluție care normal e pentru dezgheța geamurile la mașină. Hai să vedem dacă are și efect. Aici trebuie deschis. Cred că are un orice alcool. Ia să vedem. Soluția de nu prea slăbuț în îndepărtarea lipiciului de la bulinile astea autoadezive. Deci o să încercăm altceva. Da, o să încercăm Mr. Proper, care redă, curăță și dă strălucire. Bănuiesc că e pentru gresie. Hai să-l încercăm și pe asta. E cam apă chioară. Vedem aici strălucirea să-i bea. Lăsăm să acționeze. Da, interesant că cu Mr. Proper s-a luat vopseaua. Era leica, era vopsită cu alb. Da, sigur. Restul pe aici nu s-a luat. O să încercăm cu VD40. Încercăm doar într-un colț aici, ca să nu afectăm chiar tot. Așa.
Lăsăm să acționeze. Da, nici VD40 nu a reușit. Cred că am pus vremea respectivă, am pus, e foarte probabil să fi pus cum se cheamă superul. Cum arată aici. Pare a fi superul. Nu știu cu ce să ia asta. Da, o să încercăm acum cu o soluție din greșit anvelopele. Vedem dacă face ceva. Așa, lăsăm să acționeze. Da, nici VD40, nici soluție pentru îngrijirea cauciucurilor. Încercăm acum cu multe suprafețe de la Pronto. Ia să vedem. Hai să lăsăm un pic să acționeze. Da, cleiul de la banda dublu adezivă nu s-a luat cu spray multe suprafețe de la Pronto. Deci nu a făcut față decât foarte, foarte superficial. Dar, în schimb, VD40 a îndepărtat cleiul. Dar nu a reușit să îndepărteze super bunătăt. Sau ce-o fi asta? Ce-o fi? Ce-o fi? Dar e ceva. Asta e bandă dublu adezivă. Foarte uscată. Bandă dublu adezivă foarte uscată. Să mai încerc. Ok, am mai găsit o soluție cu care vreau să încerc. Este vorba despre oțet. Oțetul, un acid. Așa. Tic, parcă. După ce am folosit spiritul, m-am gândit să folosesc ceva mai puternic, și anume alcool etilic tehnic. Complet denaturat, adică ca să nu poți bea. Ha, da, se pare că alcoolul etilic tehnic complet denaturat, 20%, e cel mai eficient. Da. Sau toate la un loc. Și asta a făcut doar treaba de la urmă. Da, până la o nouă experiență. Deci, să ia inclusiv folosind unghia, da, frecând cu multă pasiune. Da, până la o nouă experiență. Vă doresc numai bine, Doamne ajută!